O nouă operă de artă amplasată aici în Piața Libertății din Timișoara pune la grea încercare nervii timișorenilor. Acest copac cu susul în jos, spun timișorenii, este mai degrabă o atrocitate care ar trebui să sfârșească în foc. E foarte urât. Se vede urât. Ce caută aici? Nu știu. Strică tot. Cine credeți că l-a făcut și de ce? Un om deștept. Tot. Ce vă transmite acest copac când vă uitați la el? Știu, aiurea, total aiurea. Nimic, e băgat aiurea aici. Ioan Nasta, artistul care a conceput această operă de artă, lovește din nou. După ce anul trecut a împărțit Timișoara în două cu o lucrare colorată amplasată în același loc, acum la pomul uscat al lui Nasta, prea puțini oameni merg cu sacul înțelegerii. În fiecare loc apar niște monstruozități. Pe cuvânt, dacă nu, acolo la parcul copiilor nu-și mai au monștri ăia de acolo. Păi cum, la intrarea în parcul copiilor, așa ceva, că ție îți vine rău ca om matur. Și acum văd că data trecută nu a fost minunea asta aici. Cu susul jos așa, doamnă, cum vi se pare? Ce anume? E cu susul jos așa. Da, păi eu nu știu, i-au crescut rădăcinile acolo, aici i-au făcut niște rădăcini artificiale, cred că din fier sau din ceva. În Piața Unirii iară e o bucată de ferotanie pus acolo, aia pe post de monument sau de lucrare, de artă. Pe vremea mea arta era înseamnă altceva și sper să nu mai fie de astea. Timișorenii dau cu pietre în opera de artă amplasată în Piața Libertății. Copacul se usucă și mai tare sub tirul de cuvinte grele care îi sunt aruncate cu atâta sete de majoritatea trecătorilor. Știu. De ce vă transmite? Nimic. Nesimțire. De ce? Păi nu pui o uscătură în centrul orașului. Pune, domnule, ceva frumos, să măcar un tegă ceva. Ce asta e considerată operă de artă? Îmi place cum a gândit, îmi da? Place. Nu este, doamnă? Nu. Dar ce este? Nimic. A fost o rușine. Oribil, da. Deci nu atrage nici turiști, nu atrage nici pentru local, nici nu... Da. Vă sperie? Nu mă sperie, dar... Cam sumbru arată. Cam sumbru arată, da. Doamnă, dumneavoastră, cum vi se pare? Mie mi se pare sumbru. Și foarte interesat într-un loc așa frumos. Parcă tot parcă ar muri tot aici sau nu știu cum să zic. Dar de ce e așa cu susul în jos? Eu cred că așa cred ei, că totul e pe dos. Așa mi se pare, vor să prezinte asta. Totuși, nu toată lumea l-ar vrea băgat pe foc, scos de urgență din frumoasa piață sau pur și simplu tăiat, ar fi spus timișorenii de la rădăcină, dacă aceasta nu era în partea opusă a firescului. E foarte interesant, simbolizează ceva că trebuie să se întoarcă, să se... Asta vreau să vă întreb, ce vă transmite dumneavoastră, așa la o primă vedere? Ceva normal, că până la urmă și noi suntem cu rădăcinile în sus. Credeți, doamnă? Absolut. Rădăcinile noastre se duc din ce în ce mai sus, în loc să se ducă mai în pământ, nu? Să știți că mulți seniori bagatelizează această operă de artă și nu o înțeleg și ar vrea să fie acest pom băgat pe foc, urgent. Păi știți cum e? Când nu pricep ceva, prima treabă este să o bagatelizez. Nu trebuie să pricep, dar să o tolerez, să o încerci, să o înțelegi, că probabil mesajul vostru este într-un anumit fel, pe care probabil că noi nu-l înțelegem. Mi se pare că arată spre schimbările climatice care se întâmplă acum, adică taie lumea la copaci în prostie. Așa arată toți copacii dacă merge fabrica. Nu mi se pare nimic anormal. Deci ce-i transmiți celui care a gândit această operă? Să facă mai multe, să ducă și prin Amazon. Opera de artă va sta în centrul Timișoarei timp de o lună spre bucuria sau dezgustul trecătorilor.